Susținem sus și tare că vrem o viață liberă, că libertatea este una dintre valorile noastre fundamentale, că o viață înrobită nu merită trăită și că am face orice doar să trăim viața după această valoare. Istoria ne-o demonstrează prin nenumăratele războaie duse în numele libertății, iar prezentul ne-o confirmă prin construcția caracterului social ce permite dreptul la exprimare și la alte libertăți. Dar ce înseamnă cu adevărat să duci o viață liberă? Dincolo de construcția societății, a sclavismului, lipsei unui stăpân propriu-zis, ori a constrângerilor lumii exterioare, filozofii stoici consideră că adevărata libertate este de ordin emoțional, pentru că mereu vom fi constrânși de societate sau de alte aspecte exterioare în un fel sau altul. Așadar, singura libertate adevărată este libertatea în gândire. Prin urmare, în acest video vom descoperi cum putem trăi cu adevărat o viață liberă, în ciuda greutăților pe care le întâmpinăm la tot pasul. Libertatea vine de la providență. În primul rând, stoicii și-au dat seama că întreaga lume este condusă de providență sau de Dumnezeu și nimic din ea nu se întâmplă fără ca providența să nu o permită. Deci, omul bun va accepta orice îi se întâmplă, știind că viața este lucrarea divinității însăși, ființa perfectă, iar asta îl va face liber. A ști că îndeplinește voința providenței te face liber. Seneca prezintă divinitatea drept Tatăl nostru, ceea ce face și creștinismul două decenii mai târziu, în scopul de a-i arăta iubirea și binevoința. A te înfuria sau a rezista împotriva divinității este atunci o nebunie, pentru că nimic nu va împiedica îndeplinirea voinței sale. O astfel de atitudine de negare nu poate decât să ne înrobească sufletul și mintea, deprivându-ne singur de libertate. Indiferent că accepți ce îți rezervă viața sau nu, oricum lucrurile se vor întâmpla. Deci în lumea exterioară nu se va schimba nimic. Dacă alegi prima atitudine, cea de acceptare rațională, vei avea parte de o viață liberă, căci voința ta va coincide cu cea a divinității. Această acceptare a tot ceea ce se întâmplă va aduce omului liniștea interioară, adică echilibrul emoțional, și va aduce protecție împotriva oricărui lucru de care ar putea suferi. Trebuie subliniat totuși că filozofia stoică nu echivalează cu creștinismul în totalitate, în sensul de a avea credință într-un Dumnezeu binevoitor care stăpânește universul creat de el, noi aducându-i un cult. Filozofia stoică mai degrabă ne învață că universul însuși este Dumnezeu și că toate evenimentele sunt guvernate de voința sa. Acest lucru le oferă motivație stoicilor să-și trăiască viața virtuos în armonie cu voința divinității, iar voința divinității este dată de tot ceea ce se întâmplă. Viziunea stoică asupra vieții. Cum putem îndeplini așadar voința providenței? În viziunea stoică putem atinge libertatea dacă ne urmăm înclinațiile și capacitatea de a vedea lumea obiectiv și nu condiționați de dorințe nesănătoase, probleme emoționale sau atașamente toxice. Marcus Aurelius își reamintea în meditațiile sale faptul că lucrurile lumii nu contează și, prin urmare, nu ar trebui să ne atragă atenția și nu ar trebui să aibă nicio putere să ne deconcentreze. După el, o persoană care a interiorizat pe deplin cunoștințele stoice poate să se bucure de aceste lucruri, să găsească fericirea și să ducă o viață liberă. Condiția pentru libertate. Niciun om nu este liber până nu devine stăpân pe sine, Epictet. Condiția este una singură și anume eliberarea de viciozitate. Pentru stoici, viciile precum lăcomia, injustiția, pornirea furioasă sau dorințele nesănătoase reprezintă singurul rău adevărat, pentru că ne înrobește de o viață liberă și frumoasă și ne distruge încet caracterul. Pentru stoici, îndatorirea noastră este a ne exercita puterea interioară, adică capacitatea de a gândi rațional și sănătos, astfel încât să ne eliberăm de toate dependențele noastre și să trăim astfel o viață liberă, să trăim libertatea. E un antrenament zilnic care se realizează prin a face lucrurile corecte, indiferent de cât de mici și neînsemnate ar părea ele. Dacă îți ieși doar puțin din zona de confort astăzi, vei fi mai puternic emoțional și mai curajos mâine, iar asta te face mai liber. Libertatea în trei etape. Scopul vieții a fost exprimat de Zenon, fondatorul stoicismului, ca trăind în acord cu natura, adică în acord cu cele ce sunt oferite de univers, cum sunt virtuțile, și de a performa în rutina zilnică, în acord cu capacitatea noastră de a fi ființe raționale.
Filozoful Crisip a deosebit două aspecte în acest sens: trăirea în acord cu propria noastră natură internă ca ființe raționale ce încearcă să acționeze cu înțelepciune, iar apoi trăirea în acord cu natura externă a Universului, acceptând evenimentele care ni se întâmplă. Mai simplu spus, trebuie să ne dezvoltăm capacitatea de a gândi sănătos și de a ne raporta într-o formă rațională la ceea ce ni se întâmplă, cele două fiind legate una de cealaltă. În această direcție, Epictet ne spune că doar conștientizarea continuă a distincției dintre lucrurile care depind de noi și lucrurile care nu depind ne poate aduce trăirea în acord cu natura. Într-adevăr, propriile noastre acțiuni voluntare față de lucrurile care ni se întâmplă ne pot aduce cu adevărat libertatea. În cele din urmă, o viață liberă nu poate fi trăită izolat, ci în acord cu semenii noștri. Stoicii consideră că suntem ființe sociale și că suntem conectați unii cu alții. Dacă libertatea ține de faptele noastre, iar noi suntem conectați cu semenii noștri, viața liberă rezultă când ne punem actele voluntare în folosul oamenilor. Făcându-i pe ei mai fericiți, noi vom fi mai liberi. Această a treia formă de libertate este numită filantropia stoică, pe care o mai putem numi și dragostea față de umanitate. E un sentiment de iubire necondiționată față de sine și o atitudine prietenoasă și compasională față de oamenii din jur. Aici vine partea interesantă. Stoicul va fi așadar o persoană rațională, detașată de oameni și de cele trecătoare, dar totodată plină de iubire față de ceilalți. Chiar dacă știe că poate pierde totul, el are puterea de a iubi totul. În concluzie, stoicii au văzut libertatea nu ca pe o formă socială, ci ca pe una mentală, iar apoi pragmatică, desfășurată în trei etape. A trăi în acord cu propria noastră natură adevărată ca ființe raționale prin virtutea înțelepciunii, a trăi în concordanță cu societatea și cu alți oameni prin virtutea dreptății și a accepta cu inimă deschisă soarta ce ne-a fost pregătită de către providență prin virtuțile curajului și moderației. În momentul în care noi respectăm una dintre aceste trei dimensiuni, făcând ceea ce este corect și frumos, acela va fi momentul în care vom cunoaște adevărata libertate. Iar când trăim în mod plenar conform cu virtuțile, putem spune că trăim o viață liberă. Dacă vrei să afli mai multe despre virtuți și despre filantropia stoică, ai două clipuri în colțurile de sus ale ecranului și ne găsim acolo. Dacă ți-a plăcut acest clip, oferi un like și un comentariu cu părerea și experiența ta despre acest subiect. Mai important, abonează-te la canalul Semper dacă te interesează psihoeducația. Până data viitoare, ai grijă de sănătatea ta mentală.